Leonardo Roftei nu a fost invitat la gala lui Bute. Greu de crezut, dar un fost campion mondial la box profesionist a fost uitat de organizatorii galei. Roftei este trist și are un gust amar. Chiar dacă a declarat că pleacă în concediu, el spune totuși că nu merita acest tratament după tot ce a făcut pentru boxul românesc. Nu m-a sunat nimeni și nici nu o să mă sune vreodată cineva. Nu știu cum, nu mă joci în piesă, nu mai apare în presă. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat. Și mentorul său, maestrul Titi Tudor, se arată surprins neplăcut de gafa celor care se ocupă cu invitații. Titi Prosop spune că aceștia puteau să-l invite pe Doroftei, măcar telefonic sau verbal. Mai ales că Doroftei a fost cel care a deschis drumurile acestui box profesionist și mai ales la noi în țară, meciul care l-a făcut, meciul meciurilor, l-a făcut și cred eu că merita o invitație. Dacă românii săi l-au uitat, nu același lucru se va spune și despre cei de afară. Pe Doroftei l-a bucurat telefonul primit de la Michael Ivon, fostul său manager. Fostul boxer spune că a discutat cu Ivon despre un meci de retragere.